Peugeot a deschis un nou capitol al istoriei sale, odată cu fuziunea dintre PSA și FCA. Iar pentru a marca acest lucru, francezii introduc un nou logo și o nouă imagine de marcă. Peugeot 308 este modelul care reflectă perfect noile ambiții ale Peugeot, cu un design eclatant, o calitate demnă de segmentul premium și tehnologii din viitor. Noul model și-a făcut intrarea pe piață pe covorul roșu de la Cannes, iar noi am avut ocazia să-l conducem înainte chiar ca acesta să intre în producția de serie. Desigur, acest privilegiu vine și cu unele probleme, în special în cazul software-ului. Pe parcursul testului am condus exemplare la care sistemul de navigație a refuzat să mai pornească sau la care sistemul multimedia s-a resetat în mers. Cu siguranță, toate aceste probleme vor fi rezolvate printr-un update de software înainte ca mașinile să ajungă la clienți. Realizat pe a treia generație a platformei EMP2, noul Peugeot 308 beneficiază de un ampatament mai lung, care favorizează spațiul pentru pasageri. Cei care călătoresc în spate se vor bucura astfel de un spațiu generos la genunchi, în timp ce portbagajul este unul dintre cele mai mari din segment, cu un volum între 412 litri și 1323 de litri cu bancheta rabatată. Caracterul puternic al noului 308 se datorează într-o mare măsură blocurilor optice, colți de viperă în față, zgârieturi de ghiare în spate. Încă din echiparea de bază, farurile sunt cu tehnologie LED. Pentru echipările superioare, GT, GT Pack, acestea sunt adaptive cu matrice LED. În interior, ambianța este una tinerească. Punctul de atracție este noul iCockpit, interfața de utilizator despre care vorbește toată lumea. Sistemul de comandă este intuitiv, dar încă sunt de părere că Peugeot ar trebui să renunțe la volanul minuscul, care freacă genunchii fără a dezvălui complet panoul de instrumente. Un volan normal, prin care poți privi ușor instrumentele de bord, este mult mai practic. Unitatea multimedia introduce butoanele virtuale iToggles de la echiparea Allure în sus, dar mărturisesc că nu am fost cucerit de acest sistem. Am condus noul 308 atât în versiuni mai slab echipate, care dispun de butoane fizice, cât și în echipări superioare cu iToggles. Întotdeauna aș alege butoanele fizice. Sunt practice și pot economisi bani. Avantajul principal al iToggles, butoanele sunt programabile, dar absența feedback-ului tactil le face dificil de utilizat în trafic. Din paleta de motorizări am ales pentru primul test drive motorizarea de bază pe benzină PureTech 110, dar și dieselul de 130 de cai putere, ambele cu transmisie manuală. Aceste două motorizări vor constitui grosul vânzărilor în România, cu toate că, în funcție de politica de prețuri, versiunea hibridă cu încărcare la priză ar putea fi o alternativă eficientă. Motorul pe benzină în 3 cilindri s-a dovedit un partener de drum extrem de capabil și de rafinat. În nicio situație nu am avut senzația de submotorizare. Niciodată nu a fost surprins pe picior greșit, în traficul urban sau pe autostradă. La fel de capabil, dar cu mult mai rugos, s-a dovedit și dieselul. Acesta rămâne o soluție pentru cei care parcurg frecvent distanțe mari, cu toate că rafinamentul său nu este la nivelul unității pe benzină. La drum, noul Peugeot 308 rămâne fidel valorilor mărcii, cu o suspensie simplă, care absoarbe senin denivelările, și o ținută de drum decisă și sigură. Agil în viraje și sprinte la ieșirea din acestea, 308 este o adevărată mașină de șofer. Plăcerea este întrucâtva diminuată de direcția setată confortabil, dar aceasta este o caracteristică a celor mai multe mașini din acest segment.